Binecuvântăm cu toții pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt, mulțumindu-i din suflet că și în această seară putem să stăm în fața Lui. Pentru această seară avem cuvântul Domnului hotărât de frați pentru biserică de aici, referitor la autoritatea Sfintei Scripturi și a Cuvântului lui Dumnezeu. Nicio carte din lume nu are autoritatea care o are Sfânta Scriptură și nici nu poate să fie pusă alături de această carte. De multe ori noi trecem cu vederea lucrul acesta, uitând sau nevrând a ști căci cuvântul lui Dumnezeu are autoritate în viața noastră și pe de altă parte vine apostolul Iacob și zice: credeți că degeaba vorbește Scriptura? Scriptura nu a vorbit niciodată degeaba, niciodată nu va vorbi degeaba și cel ce crede lucrul acesta se înșală. Deci, Sfânta Scriptură, Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt, sau aceste cuvinte mai bine zis, Cuvântul lui Dumnezeu, este folosit în Vechiul Testament de 394 de ori. Deci în Vechiul Testament este amintit de 394 de ori cuvântul lui Dumnezeu cu referire la comunicare divină pentru oameni sub formă de poruncă, de profeție, de avertisment și de încurajare. Cuvântul lui Dumnezeu este o extindere a personalității divine și trebuie ascultată de îngeri și de oameni. Te rog frumos, Psalmul 103, versetul 20. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este o extindere a personalității divine a lui Dumnezeu și ea trebuie respectată și ascultată de îngeri și de oameni. Și să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 103, versetul 20. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunt stari în putere și împliniți poruncile Lui și care ascultați glasul cuvântului Lui. Ce s-au întâmplat cu îngerii care nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, care și-au părăsit locuința, care au avut fel și fel de gânduri ca să fie alături ca Dumnezeu? Ei sunt legați în lanțuri veșnice, ne spune Sfântul Apostol Iacov, căci Apostol Iuda, cred, căci el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice pe îngerii care s-au împotrivit înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, din Deuteronom 12, versetul 32, referitor la oameni. Deci dacă îngerii trebuie să asculte cuvântul lui Dumnezeu și oamenii au această poruncă, această, să zicem, poruncă de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus Deuteronom 12, și să citim versetul 32, unde robul lui Dumnezeu spune: voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Vreau să fac aici o paranteză. La cuvântul Sfintelor Scripturi, care este cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu,
nu este nimic de adăugat și nu este nimic de scăzut. În ultimele două versete din Sfânta Scriptură, din Apocalipsa 22, spune: cine va adăuga la cele scrise în cartea acestei proroce, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și cine va scoate din cuvintele acestei prorocii scrise în cartea aceasta, Dumnezeu îi va scoate dreptul lui de la pomul vieții și de la cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Eu te sfătuiesc să nu alegi niciuna din ele. Atunci ce să facem? Să împlinim cuvântul și să rămânem la ce este scris. Și zic ca Domnul să ne ajute. Cuvântul lui Dumnezeu este folosit ca sinonim pentru legea lui Dumnezeu, unde se referă la cuvântul scris și nu la mesajul verbal. Psalmul 119, versetul 4 la 6. Hai să citim și aceste cuvinte din Psalmul 119. Așa, Psalmul 119, am spus versetul 4 la versetul 6. Și aici, înainte de a citi, am să vă pun o întrebare. Știți de ce a dat Dumnezeu poruncile? Dacă le-a pus, le-ați citit. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Și să ne oprim fiecare în dreptul nostru. Nu unul în dreptul altuia. Să ne facem verificarea și să vedem unde suntem în raport cu împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Căci El de aceea l-a dat. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduielilor tale. Și versetul 6. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Dacă în ziua, în această seară, ar sta Iisus aici, în locul meu, și l-ai privi în față cum mă privești pe mine, ai putea să ții capul sus? Sau la vederea cuvântului lui ai roșii? Desprindem din Psalmul 119 referitor la cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a dat porunci, a dat legi și a dat rânduieli. Și toate acestea trebuie să fie păzite. Legi, porunci și rânduieli. Să citim versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Ce ghid va avea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și noi, dacă cuvântul lui nu-l știm, după ce ne orientăm, du-te într-o țară pe care nu o cunoști sau într-un oraș în care n-ai fost niciodată. Să cauți un obiectiv fix, un loc fix unde vrei să mergi și niciun indicator să nu te ducă acolo. Cât timp s-ar trebui să ajungi? Sau să fie, dar să fie în altă limbă și tu să nu le înțelegi. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Versetul 11 din același psalm. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată, cuvântul lui Dumnezeu este cel care te face tare. Și vom ajunge în această seară, la un moment dat, înainte de a încheia, poate cu 10 minute, să vedem autoritatea cuvântului.
Și ce spun de acum de la început. Dacă nu simți autoritatea cuvântului, sunt două motive pentru care nu o simți. Și știi care sunt? Primul, orică nu este cuvântul lui Dumnezeu, este unul, un motiv. Sau al doilea, sau că ești mort tu. Și atunci un om mort nu mai simte nimic. Lasă-l, treacă margă. Venim duminica viitoare, timp de rugăciune, cântare, mai ascultăm ce mai zice unul, ne ducem acasă și uite așa săpărând anii vieții noastre și trebuie să ne înfățișăm înaintea celui care a dat cuvântul. Hai să mergem mai departe în același psalm, în psalmul 119 și să citim versetul 97. Aici ne vorbește despre lege. În versetul 4, 5 și 6 ne-a vorbit despre porunci și rânduieli. Aici ne vorbește despre lege. Și zice psalmistul, cât de mult iubesc legea ta! Ei, poți să stai alături de el. Te întreb, cât gândești la legea Domnului și la cuvântul lui? El spune, toată ziua mă gândesc la ea, da noi. Iată efectele păzirii cuvântului Dumnezeu care îl face într-o ființă. Și fiți cu luare aminte la versetele care le voi citi în continuare. Voi citi încă 4 versete din același psalm. Ce avantaje dacă vreți, ce câștig dacă vreți, are o persoană care ascultă cuvântul Domnului și îl împlinește. Zice, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Ai pe cineva mai înțelept, un vrăjmaș de-a tău mai înțelept ca tine? Să știi că nu împlinești cuvântul Domnului. Să fie clar. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Un aspect. Al doilea, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei. De ce? Căci mă gândesc la învățăturile tale. A treia și mai de tot, Doamne, am mai multă pricepere decât bătrânii. De ce? Căci păzesc poruncile tale. Iată efectele cuvântului lui Dumnezeu într-o inimă, fie că-i tânăr, fie că-i mai în vârstă. Un tânăr care împlinește poruncile lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, are mai multă pricepere decât un bătrân cu părul alb, care nu le păzăște. Ascultați bine, este cuvântul Domnului. Un tânăr care se gândește la învățăturile Domnului în fiecare zi și le păzește, zice că e mai învățat decât toți învățătorii lor. Acestea sunt efectele care le face cuvântul lui Dumnezeu în orice inimă care îl primește. Și apoi hai să citim și versetul 101 din același psalm. Și facă Domnul ca toți de aici să fim așa. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, căci păzesc cuvântul tău. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, pentru că păzesc cuvântul tău. În Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu este folosit în mod spontan la mesajul Evangheliei. Degeaba încerci la frații de astăzi să le spui de zăciuială, de exemplu, zice că a fost în lege.
Să le spui la tineri de porunca a patra, să cestească părinți, să zice că a fost poruncă de dată de Dumnezeu lui Moise pentru Israel de atunci. Dar ce facem cu Evanghelia? Căci în Noul Testament Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Hai că nu le citesc, Marcu 1 cu 14. Iisus a zis, s-a împlinit vremea, împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. 1 Corinteni 15, 1 și 2, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, cum v-am propovăduit-o? Altfel, degeaba ați crezut. Și să citim Luca 8 cu 1 referitor la cuvântul Evangheliei. Haideți că ăsta îl citim. Nu că nu-mi place ce spune Matei, nu că nu-mi place ce scrie Apostolul Pavel în Corinteni 15, dar vreau să citim cuvântul, versetul 1 din Evanghelia după Luca, capitolul 8, care spune așa. Curând, după aceea Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, unde întâlnim în Noul Testament despre Evanghelie, face referire la cuvântul lui Dumnezeu. Dar vom întâlni tot în Noul Testament, în Evanghelie, unde scrie clar că este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este rostit de Iisus și pronunțat ca cuvânt al lui Dumnezeu, Luca 8 cu 11. Aici nu mai spune de Evanghelie, aici spune direct de cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8 cu 11, Luca 11 cu 28 și Matei 7 cu 13. Hai să citim măcar unul din ele, Luca 8 cu 11, unde vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu. Și vom citi și din Marcu, căci este un cuvânt interesant și este folositor pentru noi în această seară. Deci Luca 8 cu 11, cuvântul Domnului aici spune astfel. Iată ce înțeles are pilda. Vorbește despre pilda sămănătorului și zice clar, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus că să-l citim și cel din Marcu, capitolul 7, versetul 13, așa, unde cuvântul Domnului spune celor care țineau datina bătrânilor și nu împlineau cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este cineva în seara aceasta aici și ține tradiții ca și-o făcut mama, tata și bunicul și nu împlinește cuvântul Domnului, iată ce spune cuvântul aici. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Aici vorbește referitor despre cuvântul lui Dumnezeu. Și tot Domnul Iisus Hristos folosește în unele situații la plural. Nu mai zice cuvântul lui Dumnezeu, ci zice cuvintele lui Dumnezeu sau cuvintele mele. Și am să vă dau două exemple în sensul acesta.
Matei 24 cu 35, eu nu-l citesc. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Domnul Iisus Hristos. Aici cuvântul lui Dumnezeu este folosit la plural. Cuvintele mele nu vor trece. Și într-o altă situație, din Marcu 8, mi-a scăpat Marcu 8 cu 38, aici cuvântul Domnului spune: oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele înaintea acestui neam prea curvar și stricat, și Fiul omului se va lepăda de el înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Care este poziția noastră față de cuvântul lui Dumnezeu înaintea societății în care trăim? Ne rușine? Spunem cum a spus Petru, nu-l cunosc? Când te întreabă cineva, spui și tu, cum a spus Petru, la fel, nu știu ce vrei să spui? Acestea toate intră în cuvântul: cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor și de cuvintele mele, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Pentru biserica primară a fost mesajul lui Dumnezeu Hristos, care trebuie predicat, răspândit și împlinit. Și aduceți-vă aminte și să ne aducem cu toți aminte de trimiterea celor 12. Duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Și cuvântul Evangheliei și cuvântul lui Dumnezeu. Mai am aici încă câteva momente și intrăm la textul nostru din această seară. Și cuvântul lui Dumnezeu era pentru biserica primară și trebuie să fie și pentru noi. Și am să arăt 5 feluri în care era numit cuvântul lui Dumnezeu cu date biblice unde este scris. Și anume, cuvântul vieții, Filipeni 2 cu 16. Cuvântul adevărului, Efeseni 1 cu 13. Cuvântul împărăției, 2 Corinteni 5 cu 19. Cuvântul mântuirii, Fapte 13 cu 26. Și cuvântul crucii, 1 Corinteni 1 cu versetul 18. Acestea toate se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Hai să trecem să vorbim despre textul nostru din această seară, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre ispitirea Domnului Iisus Hristos. Vreau să fac o întrebare, dar eu nu vă pun să ridicați mâna sus. Să vă răspundeți fiecare dumneavoastră. Și eu știu că nicio mână nu o să fie ridicată, eventual a copiilor mici. Pot să fie. Dacă este o persoană botezată în apă, să nu fi fost ispitit niciodată. Deci, care dintre noi, care suntem aici, majori, am ajuns să cunoaștem binele și rău, cum zice Scriptura, și nu a fost ispitit niciodată? Adeți aminte din multele ispite pe care le-ai avut în viața ta până acum, în care ai avut cea mai mare biruință. Și te rog, adu-ți și aminte de cea mai mare, deci ispita la care ai avut cea mai grea și mai dureroasă înfrângere. Și aici cred că sunt din, hai să zicem că sunt din cele două categorii, sunt sigur. Din prima, că nu a fost ispitit niciodată, aici cel veșnic știe. Ispititorul s-a dus la Domnul Iisus Hristos. S-a
ia de el în momentele în care îi era foame, citim în versetul 3 și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Ispititorul s-a apropiat de el pentru a folosi cuvântul lui în scopuri și interese personale. De câte ori ai folosit cuvântul Domnului pentru interesele și scopurile tale? Poate că nu ți-a spus-o nimeni până acum. Nimeni. Și în această seară ești în picioare aici. Și în situația în care ești, nu că ai vrut tu să fii. Sau pentru modul în care ai lucrat. Nu? Ci pentru că te-a îngăduit El. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Și cu ce îl înfruntă Mântuitorul? Este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deuteronom 8:3. Cu ce te înfrunți împotriva ispititorului dacă nu cunoști? Dacă nu știi care-i voia lui Dumnezeu? Dacă nu cercetezi scripturile, te rătăcești? Și Domnul Iisus le-a spus învățătorilor legii: vă mai rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Este scris, căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Urmează al doilea intent a ispititorului. Poate va cădea acum! Nu să crezi că ispititorul te lasă ușor, te încearcă odată și un alt de zi l-ai scăpat. Nu, nu? Urmează al doilea intent. Își plăluiește el și zice: am să mă duc la el cu ce-i scris. Îl sui pe strășina templului și îi spun: aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor lui ca să te păzească, ca să nu-ți lovești picioarele de vreo piatră. Psalmul 91, versetul 11 și 12. Și când vine ispititorul în fața ta cu dovada biblică și îți spune că poți să faci și asta, și asta, și asta, ce faci? Ce dai? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Putem să mâncăm din toți, dar de unul să nu ne apropiem. Timpul trece repede. Cu ce l-a înfruntat Mântuitorul? Tot cu ce-i scris. Dar nu era scris în psalm? Căci îl vor lua îngerii pe mâini, el va porunci îngerilor săi ca să vegheze asupra ta, ca să nu te lovești cu piciorul de vreo piatră? Era scris? Era scris? Dar Domnul Iisus i-a spus: de asemenea este scris, să nu ispitești pe Dumnezeul tău. De câte ori l-ai ispitit? Știind despre un lucru că este păcat categoric, mă duc la vas de lucru să vedem ce spune nu. Și faci și tu cum a făcut Balaam a doua oară. Stați și noaptea aceasta că o întreba pe Domnul iară să mă duc. Și zice Domnul: duce. De asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și îl face al treilea intent. Hai mă, da de o-i reuși măcar cu asta. Vreau să-l fac mai mare pe tot pământul. Îl sun
sfânt pe munte, iară toată strălucirea împărăților pământului și ai zic, dacă te închini mie, toate vor fi ale tale, că sunt ale mele și le dau oricui vreau. Ce zici? Dacă ar veni numai primarul de aici din camp, o să zică la biserică, aici la Amvon, Dumnezeu, să zică, băi, dacă faci lucrul ăsta, tu ești primar aici în locul meu, faci ce vrei aici în camp, ce-ai face? Domnul Iisus l-a înfruntat de asemenea cu ce este scris, dar pe urmă a spus și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Acestea le-a spus după ce a biruit această ispită. Nu numai Campo de Criptana, Ciudad Real, Castilla la Mancha, Spania, Europa, lumea întreagă să fie a ta. Dacă ți-ai pierdut sufletul, ascultă-mă în această seară. Sufletul tău înaintea unui Dumnezeu, unui Creator, are mai mare valoare decât tot pământul. Și aceasta este în mâinile tale, omule. Ce faci? Ai posibilitatea să-l răscumperi și ai posibilitatea să-l pierzi. Ce alegi? Domnul Iisus îl înfruntă, dar știți cum îl înfruntă? Așa ca niciodată. Pleacă, Satano! I-a răspuns el versetul 10. Căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. La cine te mai închini pe lângă Domnul? La cine te mai închini? Nu ai și tu Dumnezei ascunși cum a avut Rahela? Când a plecat din casa lui Laban și s-a apropiat de Betel, zice Iacov, acum scoateți Dumnezeu în străin care îi aveți, că ne întâlnim, fățișăm înaintea Domnului și tu vii cu ei aici, la altar. Te închini Dumnezeilor străini. Slujește altor Dumnezei cum au slujit samariteni și vii duminică și te închini înaintea Domnului. Nu așa este scris. Nu așa este scris, ci este scris răspicat, clar, nu e o pildă, nu e nimic de tâlcuit, e un cuvânt limpede. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui, numai Lui să-i slujești. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Acum vreau să vă provoc la ceva. 10 minute, am zis că la fără 5 să termin. Hai să vedem. Vă vrea să vă provoc la ceva. Vreți să mergem la o luptă spirituală? Sunteți gata? Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu, nu? Ești gata? Eu am să spun 3 sau 4 întrebări. Și dacă răspunzi cum este scris, mă duc cu tine la luptă. Dacă răspunsul tău este altfel, nu am să te pun să ridici mâna. Nu, nu. Dacă răspunsul tău este negativ, eu nu mă duc cu tine la luptă. Te întreb, mijlocul cu ce ți-ai încins? Dacă ți-ai încins cu adevărul, mergem împreună. Te întreb, cu ce ești îmbrăcat? Dacă ești îmbrăcat cu platoșa neprihănirii, mergem împreună. Te întreb, ce scut ai? Dacă ai scutul credinței, mergem și luptăm împreună. Eu ca și tine și tu ca și mine, cum a zis Ahab lui Iosafat. Ce coif ai? Dacă ai coiful mântuirii, perfect. Dar te sculță? Încălțămintea, îi râna Evangheliei, perfect, și-a rămas ultima. Singura armă de lovire. Până aici toate au fost arme de apărare. Și singura armă de lovire care se folosește în luptele spirituale
este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. L-ai? Mergem împreună și biruim. Nu l-ai? Ne desfărțăm. Hai să vedem acum, autoritatea Scripturii, și aceasta trebuie să o simtă fiecare din noi în această seară, pe viața lui însuși. Nu pe altuia, pe viața lui. Și în această seară tu va trebui să decizi dacă cuvântul Domnului din această seară a avut autoritate sau dacă nu este cuvântul Domnului. De asemenea, vei vedea în seara aceasta. Noi acum, eu vă spun clar, stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Hai să vedem autoritatea. Punem Evrei 4:12. Până unde pătrunde cuvântul lui Dumnezeu? Până la os? Dacă ar pătrunde până la os, ar fi o tăitură mare, medicul ar aranja-o și ok. Da. Căci cuvântul lui Dumnezeu, ascultă bine caracteristicile cuvântului lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și viu și lucrător. Poți să spui tu că degeaba vorbește Scriptura, că eu nu te cred. Că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândirea. Cu viața ta, care ți-o știe așa cum este. Și dacă viața ta nu este în conformitate cu Sfintele Scripturi, și dacă cuvântul lui Dumnezeu n-a pătruns până acolo să facă despărțiturile scrise, să judece simțurile și gândurile, să știi că ești mort. Să știi că ești mort. Eu am vestit cuvântul Domnului în această seară de aici. L-am spus așa cum este scris. Și ei, ce bine știi tu că îi, dar te faci că nu știi. Ce bine știi, omule, să-ți întocnești căile când cauți ce iubești și la nenorocire, la nelegiuire te dedai. Și spune prorocul Ieremia în capitolul 2, până și pe poala hainei tale este sângele nevinovat a sărmanilor pe care i-ai ucis și nu i-ai găsit făcând nicio spargere. Iată până unde ajungi. Și vezi și stai înaintea Domnului și zici, sunt curat. Aia mi-o spui mie, dar lui nu. Și vreau să închei cu două versete. Vreau să citim următorul verset. Ca să vă fac conștienți și pe dumneavoastră și pe mine de un singur lucru. Versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de el. De păstorul bisericii ce poți ascunde și să faci ce vrei. De slujitorii din biserică la fel. Dar de el ești făptură? Ești făptură, nu? Nici o făptură nu este ascunsă de el. Ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem noi de-a face. Și dacă înaintea lui totul este gol și descoperit, unde să te ascunzi? Rămâne dar să împlinim cuvântul Domnului. Și închei Evrei 2, de la 2 la 4. În această seară am ascultat cuvântul Evangheliei. Și vă repet încă o dată. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce spune.
Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire și acum se îndreaptă spre noi, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o de apostoli, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa? Cum vom scăpa noi? Facă Domnul ca să trezească Duhul Bisericii, așa cum a trezit Duhul lui Iosua, fiul lui Iosadac, Duhul lui Zorobabel și a întregii rămășițe a lui Israel, pentru a-L sluji pe Domnul din toată inima. Amin.